Din toamnă, elevii vor avea parte de noi schimbări în programa școlară. Pentru că nu înțeleg ceea ce citesc, elevii din clasele 1-4 vor avea o oră specială de lectură, iar cei din 5-8 secvențe de lectură la materiile principale. Această propunere a fost adoptată în urma unor sondaje care arată că unul din doi tineri cu vârsta de 15 ani citește, dar nu înțelege textul. Începând cu anul școlar 2011-2012, Ministerul Educației vrea să introducă ora de lectură obligatorie pentru elevii din clasele 1-8. Propunerea pleacă de la un sondaj care a scos la iveală faptul că jumătate dintre tinerii de 15 ani nu înțeleg ce citesc. Scopul inițiativei se dorește a fi încurajarea lecturii încă de la vârste fragede, dat fiind faptul că de la acest nivel este dezvoltată pasiunea pentru lectură. Prezent în Baia Mare, Ministrul Educației Daniel Funeriu a vorbit despre diversificarea educațională. El a menționat că soluțiile nu trebuie gândite doar pentru cei care intră acum în clasa noua, ci mult mai înainte. Una dintre măsurile concrete se referea la reintroducerea orei de lectură. Cred că soluțiile nu trebuie gândite doar pentru cei care intră acum în clasa noua. Ele trebuie gândite înainte de clasa noua și sunt câteva măsuri concrete în acest sens. Am vorbit foarte clar despre reintroducerea orei de lectură. Este o temă majoră. Cum bine știți, testele PISA ne arată că avem un număr foarte mare de analfabeți funcționali. Subliniez pentru presa analfabeți funcționali. Altfel spus, oameni care știu să citească, dar nu pot apoi să vă spună ce au citit. Dacă elevii claselor 1-4 vor avea o oră specială de lectură, cei din clasele 5-8 vor avea parte de secvențe de lectură la materiile principale. Aceste secvențe vor însemna, de fapt, câteva minute din timpul unei ore în care tot ceea ce trebuie să facă elevii este să înțeleagă informația citită. De asemenea, un subiect în care ne-am inspirat foarte mult din discuții pe care am avut cu doamna inspector, reducerea abandonului școlar și mai ales reducerea absenteismului școlar. Absenteismul școlar a scăzut cu 16% în primul semestru al anului școlar 2010-2011 față de anul școlar 2009-2010, dar nu este suficient, trebuie să mergem mai departe. Absenteismul școlar este prima cale, este prima ușă deschisă spre abandonul școlar. Proiectul privind introducerea orelor de lectură la clasele 1-8 este în lucru la minister. Această lege ar urma să fie implementată din toamna acestui an.